Exact, o stăteam mult și am auzit tot. Doamne, e 14. Opa. M-am uitat la asta, zic, opa, m-am furat extraterestri. Zic, să-l întreb câte ceasul, poate cine știe, dacă răspunde, cum era să zic, nu vă spune câte ceasul. 4, fără, opa. M-a lăsat în pace, a fost ok. Să vă mai zic cu școala, vreți? Vă place la școală? Nu! Bă! De ce sunteți ipocriți? De-abia așteptați să aveți examen. Vă mai întâlniți, mai beți o cafea? Da. Bine. Vreau să vă mai vorbesc atunci despre dragoste. Suntem în timpul nostru liber. Da? Vreți? Sau? Ha? Dragoste sau școală? Că dragoste în timpul școlii nu, cred că e ok. Sex. Și e ciudat, e foarte ciudat. V-am spus că femeile fac dragoste. Noi facem alte chestii, numai că la noi, băieți, întotdeauna contează cât durează. Este? Cât adoră. Noi când ne întâlnim între noi, suntem așa, frate, am făcut 47 de minute pe ceas. Pe care ceas mă lasă? M-am înregistrat cu mobilul cineva. Nu mai aveam spațiu pe cart. Dar niciunul nu o să spună, sincer, nu o să spună ce ritm a dat cazanul la 47. Vă dați seama de da, dar m-am migat, deci... Doi... Mă dați seama, plictiseală, acolo e plictiseală enormă. Ce să facă, mă, poate? Ce să faci? Am auzit, nu voi sigur, că fetele pot să mimeze. Fac ele ceva, ce mă, nu știi. Nu știi ce se întâmplă ești acolo. Ce se întâmplă, nu știu, parte, ceva în interior, nu știu, mi-au, nu-i place, nu. E ceva, e ok, bă. Noi nu avem privilegiu ăsta, noi ca băieți, n-am venit. În momentul că azi o zic, liniște totală. Mai e una? Mai e două. Ia, mă! Și la sfârșit, problema e că omul care vrut, s-a întâmplat, e la vedere, nu e înăuntru, e ceva vizibil, îl vezi, nu pot să-mi imem, mi-am zis, băi, ia să-mi imem și ăsta, mamă, și-am plecat. Unde te duci, vino înapoi, de ce e ăsta bol? Ai tras în tine, ce-ai făcut? N-ai ce să spui. Și vă spun sincer, că noi când eram copii, eu aveam casete video, nu știu ce aveam, că voi acum deja zic, nu aveți vreo YouTube, ce zic, nu știu. Eu aveam casete video, mă duceam și închiriam Emanuel. Am avut o viață tristă, mă. Până am dat de... Bă, și la Emanuel era o chestie de asta, mă enerva foarte tare. Emanuel! Era Emanuel. Cu E. Te-ai uitat tu la Manuel? Totuși. Ok. Fiecare lucru. Băi, erau băieții ăștia care făceau dragoste, da? Ați văzut? Se cam brațe așa ca niște căluți de mare. Deci aia nu se mișcau normal, erau așa. Și tu ajungeai, dacă se uitau fetele la chestia asta, știți, pe prima sau pe Național TV, pe la 12 ani, dacă mai prindeți vreo. Tu ajungeai acasă și ești normal, ca orice om. Na, na, na. Nu-ți place, ai? Iar te uita la tale, aia se face nimic. Asta ar fi fost băiatul cu ochelari foarte bun. Schiet chestii, bă. Hai să vă spune să nu l-ați gândit. Să ia un ochelari, dar cine știe? Dar urmă, ce e ciudat în chestia asta, că fetele au învățat, e o chestie rară, nici știută. Fetele când sunt excitate trebuie să zgârie pe spate. Și tu ești acolo la prima experiență, a doua, a cincea, ești acolo. Eu de acum stau numai la perete, să știi, că stau. Sunt ciudat așa. Pentru că tot timpul se întâmplă asta, eu. Aaaa! Uite, după pisici, după câini, ce trebuie de urță? Am decidat. Gândiți-vă un pic la țară. Păi ea muncesc pământ, o pământ. Vă dați seama, faci tetanul, te infectezi. Vezi băie care pune de acolo. Și mai e o chestie. Foarte ciudată. Noi avem o singură întrebare, că și noi suntem, vai de către, despre bărbați nici nu vorbesc, că noi n-avem una. Se termină tot și avem o singură întrebare, că tot mă întâlnă cu ce ne-ați-a plăcut. Ai avut? Ce să zică fata aia după 47 de minute de limba?
Nici glas nu mai l-ai avut. Dar nu îmi plăcă alea care te păcălesc să duc mai mult. Ai avut? Da, trei. Și îți văd neîncrederea din ochi. Tu te bădei. Și insistă să duc mai trusea, să fac stai, nu mă atinge. Stai așa. Ce ai, mă? În mintea noastră e singurul chestie. Frate, pe unde a fost ăsta? Pe Bluetooth? Unde? Cum s-a întâmplat? Că noi am făcut nimic. V-am vorbit mult de mine. Vreau să... Eu am o vârstă. Nu contează vârsta mea, vorbim. Când eram eu mic, ce? Am spus că am 34 de ani? Ce prost sunt. Nu, pussy for you! Deci... Când eram eu mic... Voi mai țineți minte că v-am vorbit de mame și de astea? Voi ați prins aia cu vorbitul la 3 secunde? Ați prins-o? Frate, aia era dragoste adevărat. Vorbeam, aveam telefoanele, nu știu, erau, asta era antena, era cu mine și cu mine. Și vorbeam la 3 secunde toată noaptea. Azi, eram ca telefonistele de aia. Ne vedem la 7 jos. Și te sunam înapoi. La cât? La 7 jos. Te iubesc. Și eu. Acum piticii ăștia mici de 14 ani m-au cosmote. Ei nu știu că, ce număr au, te duci la una, ce faci, ce... Dai și mie numărul tău. Nu știu. Asta e. Oricum eu nu mai știu să andez. Voi aveți, voi sunteți tine, dar uitați-vă la mie, mă duc în glut. Ce să fac? Pe unul în așa de șai, ea zice că are 18 ani. Hai să zicem 18 ani, da? Și pe acolo, primul rând, se duc ăștia mici de 18 ani, pe 18 ani, de reușesc. Cel mai greu, îi beau acasă. Tatuatorul, unirea, cotinare, chestii. Cel mai greu să treacă de intrare, aia e. Ai 18 ani? Și bate capul să arăzi, hai, mă, du-te, bă, hai, du-te. Și mai au un gând de pere așa de la par și au văzut. Și fetele la cine se uită? La noi. Ia uite-l pe ăla, zici că e proful de moarte. Bă, nu e rău. Ce dracu să vorbesc eu cu ea? Să mă duc lângă ea să-i fac ce? Ai mes? Cârmâțu. Bărâcâță, bărâcâță. Bărâcâță, ați văd că ei nu folosesc vocale, adică sunt interzise, nu pot să folosesc. Am încercat cu una de asta mică, zic, grămâți cu la A. Ce ai vrut să zici? Scâs. Bărâcâță, cât îmi mărâc, bărâcâță, am închis, că nu sunt. Pe bune, aceștia nu, vocale sunt. Voi vorbiți așa, nu vreau. Vă mă trebuie să o iau acasă, mami, nu? Hai, mergi acasă, cum să mă pun? Ai internet, dar pom! Numai că casa mea e făcută de tegă, prin 80. Are tapet, are cum să știi, un pot din adrenul, e bestial. Cred că vine odată asta mică și zic, opa, tipule, tu de ce ai pereții pictați? Nu sunt mamă pictați, e tapet. Dar ce? Opa, ce sunt astea? Bibelouri? Ce chestie? Și ce fac? Nimic. Da, trebuie să pun un CD, o chestie, o webcam. Nu. Băi, eu știu ce sunt alea. Cine? Mă rog. Eu știu ce sunt alea. Alea sunt casete video? Nu, mamă, sunt cărți. Du-te acasă. Eu când eram mic știam, îmi făceam cadouri, nu știu dacă știți, noi ne făceam cadouri de ziua noastră. Ce mai frumos, când era ziua cuiva și beam prifcor moca, 20 de prifcor beam. Poate, poate mă amețeam, eram adică ce, pe o carte de aia, veneam trei pe o carte de aia amintiri din copilărie aia subțirică, așa, toți. Și ne-o dădeam de la un altul, rupeam pagina pe care am scris, știam pe următoarea, la mulți ani, Silviu, mai strâng. Și mergeam la Bayram, o să vă spun imediat cum era la Bayram, pe vreme, probabil nu mai aveți și voi acum. Dar ce era frumos pe vremea aia, că noi jucam jocuri afară, spre deosebire de copiii ăștia. Copiii ăștia cred că acum o să aibă ochii din ce în ce mai mari, degetele tot mai lungi sau o să aibă doar două pentru manetele alea, știi? Și o să nu o să mai mănânce, o să se pună la USB.
Că ai luat un SB-ul alta. Am pus aici. Pe bun, nu știu că apoi ai jucat fotbal. Când eras mic, fotbal, bă. Am auzit niște copii, hai la fotbal, hai, hai, cine face serverul? FIFA, nebunii. Vreau să juca rațele și vânătorii, vă spune ceva? Este? Că de unde era joc? Dar ce mai... Eram în clasa 4, nu aveam o minge de 35, dacă mai țin. Aia, uite, mă dădea în aer și făcea așa... Nu știu cum e. Și îmi țineam mânuța la mică, nu știu cum naiba tot timpul, fetele erau rațe, băieții vânători. Cam club așa, nu știu, niciodată. Și eram cum așa, mă uitam în ochii, Andreea, din clasa 4-a, avea un ochi verzi superb. Și vreau să-i arăt cât de mult o iubesc. Dar în același timp cât de bun vânător sunt. Și îi futeam o minge de lume. O să făcea rog, deci trei zile venea cu frunzile mele așa la școală, era terminat. Frunza, a jucat Frunza, știți Frunza? Tată, n-ai auzit, erai acolo, apărai prostia aia de care o să nu intre Andreea și el venea să bat de marcaj și venea pe culoarele și îi spune te iubesc! O nenoroceai! Acum, ce? Noi pe vremuri, acum nu știu ce ați făcut voi, dar bă, noi pe vremuri ne doream atât de mult să stăm lângă fete încât jucam elasticul. Băi, în fața blocului, frate. Deci, noi stăm azi, coarda mai târziu. Și era pe bani. Elastic. Nebunia era că nu știu cum încercam noi să vă cucerim așa. Deci noi vreau să vă cucerim pe modul sexual și eram așa toți. Cred că se uitau fetele alea, bă, ce costau, ce bă. Ați jucat, ăștia se, atâta se cacă pe ei, mă scuze, dar atâta, avem internet, avem, doamna, bă, și noi am avut. Voi ați bătut când erați mici în calorifer? Ăla era pus. Dă muzica mai încet, bum. Noi aveam wireless la bloc, maica mea avea un wireless, deci stăteam la trei blocuri mai încolo și mă, bă, nu, dă fere! Prindeam imediat. Bă, era wireless-ul meu. Și mergeam la desen, era o Oblio cu câinele ăla la lume și ăla la spune. Mihaela, o, ce bun era Mihaela. Băi, nu știu, bă, ți-aș la Sandy Bell. Da. Cine? Știm cine. Na, nu, nu vă împătesc, dar vă zi. Asta la voi. Mama lui Bălan? Mama lui Bălan? Aia de-i bună și acum? Să rămână tanti Bălan. Și mă, uite, ăștia atâta se ia. Am jucat cantă. Mai bun cantă și mai șmecher decât aia cu cornete în fața blocului nu există. Este? Da. Real 3D. Real action, RPG, orice. Da? Bă, dar noi români. Noi așa suntem români, avem un stil copios. Te luau unul cu cornete, uite, te-a luat. Că ăla ricoșa. Ce? Nu! Și le-am pus Bolt. În momentul în care te luau unul, gata, hai la. Hai la schimbat. Este verde stop. Știți verde stop? Am jucat când erați mici. Bă, deci aveam și fund. Acum am ce spui, dar chiar. Pentru că mă prindeau ăștia la strand. Băi, verde stop. Băi, eu ți-arăt, dar să știi că nu mai e verde. Dacă mă crezi. Gustă dacă vrea. Știți? Erau niște. Mă pun. Hep. Știți conceptul de hep? Dar când te-a plecat, trebuie să așa era. Când ne-a plecat, trebuie să spune hep. Deci eu și acum sunt singur la mine acasă, nu-i nici dracu și eu când mă plec din reflexie, e. Pentru că întotdeauna am dracu, venea unul, ăla care spărgea, ăla pe care îl urai, orice ar fi, venea și zicea, contra-fe! Te nenorocea. Era ce? Bobane cu baneze, ați prins? Mă, dar voi ce vârstă aveți? 73? Na, știi că... Ideea e cam așa. Cel mai mult mi-e plăcea pe vremea, lasă clasoare, la... Ăștia acum atât apănuiesc aveți tot contul de Facebook, colectați oameni. Da. Nu? Aveți primit voițe roz. Trebuie să ne trezim noaptea să udăm căpciunile. Să mor dacă ar trezi cineva pentru tu. Băi, unde ești tu? Ai grijă de la mic dute? Bă, deci trebuie să udăm căpciunile de aici. Pe bun. Și noi avem pe vremuri, să știți, se numeau Oracle. Ăla a fost Facebook și Hi-Fi-ul nostru. Este? Desenam cu creier necolorat de acolo. Puneam întrebări de astea, zice, de cine îți place din clasă? Nu! No. Nu! No. Și ele nu răspundeau, it's complicated.
Bă, ăla era, erau niște vremuri, era puțin, mă. Ce vreau să vă arăt, hai că am băut din apa asta de mărul. Vreau să vă arăt un pic un preambul la ce o să se întâmple după, dacă rămâneți. S-a mai hotărât cineva să rămână, să aplaudă. Hai să rămânem, o să mă duc din nou acolo, dar am scena mai mare, scuze, am luat o poșetă. Și ideea e cam așa. Iuhu, sunt aici. Lumina! Țineți minte cum era.